poluarea și ambuteiajele nu sunt unicile probleme în metropole. Urinatul în public tot se numără printre fenomenele cu care luptă administrația locală, iar la Londra se pare că deja a fost găsită o soluție inteligentă. Membrii Consiliului Municipal au pulverizat ei înșiși zidurile clădirilor din cartierul Soho cu o vopsea specială, care are rolul de a respinge orice fel de lichid. So as you can see, it splashes back. Ani la rând, locuitorii celebrului cartier Soho din Londra au tolerat faptul că petrecăreții, mai ales cei în stare de ebrietate, urinau pe unde apucă. People forget that just because it's Soho, that people don't live here. Well, actually, they do. We have a lot of residents here that have lived here for decades, and you know, several generations as well. So we've got children, we've got older people here, but everyone is entitled and deserves to live in a clean neighborhood. Autoritățile au apelat la o astfel de soluție ingenioasă, deoarece amenzile s-au dovedit a fi ineficiente. Acum, cei care vor să urineze în spațiul public s-ar putea pomeni cu o surpriză neplăcută, cu propriile haine murdărite. The new council, let's be clear, they are going to reopen one of the underground toilets. They've introduced 18 spaces where they're putting the temporary toilets on a Thursday, Friday and a Saturday, which is better than nothing, though we think they're a bit ugly. And they're trying out this new technology. Astfel de soluții au fost deja aplicate cu succes în mai multe orașe din Germania și din Statele Unite ale Americii.